Arestarea lui Pătrășcanu s-a datorat mai puțin intrigilor lui Dej, care, deși îl ura, n-ar fi putut să-și asume singur o asemenea măsură, cât mai ales Moscovei. Fostul ministru de justiție din România fusese identificat ca potențial defector de la linia stalinistă și prevedea o posibilă aderare a lui la ideile comunismului național de tip titoist. În iarna anului 1947, Pintilie Gheorghe îi raporta la Moscova lui Piotr Fedotov, nou șef al serviciului de spionaj sovietic, că Pătrășcanu sabotează marșul României spre comunism. Răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Într-o scrisoare operativă, Fedotov a confirmat că și un număr de ofițeri de spionaj care lucrau acoperiți în Comisia Sovietică pentru reparații de război îl auziseră pe Pătrășcanu exprimând vederi antisovietice. Ca urmare a acestui episod, nou responsabil al agenturii NKVD-MGB din România, un anume Șutov, plasat sub acoperirea de consilier al ambasadei sovietice, s-a prezentat la Gheorghiu Dej, vorbindu-i secretarului Partidului Comunist pe un ton oficial și cazon pe care acesta și-l amintea în 1961. Tovarășe Dej, știți că eu sunt ofițer de informații al Uniunii Sovietice și am împuternicirea forurilor mele să vă rog să ne ajutați să cunoaștem situația unora din membrii Comitetului Central și din conducerea partidului, despre care instanțele mele nu cunosc prea multe lucruri. Accesul direct al ofițerului rețelei NKVD-MGB din România la dosarele de cadre ale conducerii PMR spune multe. Dincolo de acest control, pe care deci nu a avut curaj să-l refuze, este mai mult decât posibil ca unele din rapoartele trimise apoi la Moscova de agentura sovietică să pregătească acuzațiile în cazul Pătrășcanu. De altfel, în toamna anului 1949, soarta acestuia a fost pecetluită. În 19 octombrie 1949, Lucrețiu Pătrășcanu a intrat în stare propriu-zisă de arest într-o celulă a SSI-ului din ordinul personal al lui Dej. Ca urmare, în a doua jumătate a lunii noiembrie, la consfătuirea Cominformului, Dej era autorizat de sovietici să treacă la un atac frontal împotriva lui Lucrețiu Pătrășcanu, implicându-l alături de Raic și Traic Iocostov în conspirația titoistă. Teohare Georgescu, care ca ministru de interne răspundea practic de anchetă, dăduse deja în 1949 verdictul implicării lui în conspirația internațională din sânul mișcării comuniste. Declarația a marcat practic începutul anchetelor lotului Pătrășcanu. Scenariul stalinist era evident. La capătul unei înscenări judiciare, el a fost împușcat în noaptea de 16-17 aprilie 1954 în propria celulă de la Jilava de un ofițer anchetator al securității, Iosif Moldoveanu, care s-a sinucis la rândul lui în 1967, lăsând o scrisoare către conducerea partidului în care își exprima regretul pentru fapta sa. Mulți au presupus că și această sinucidere a fost o înscenare.